Sorry, taking away the moments that make up a dull day. Freedom and rest, flowers, peace of mind, when you hold, waiting for someone or something to show you the way. Tu ți-a transpirație de omor toată piața asta. Hai, valea. Doamnă, te ești tu măcar la sub brațe? Da, vă rog. Aveți cumva o pungă mai mare așa de cadouri ca să bag și eu animalul ăsta? Nu, hârtie de rebelion. Sau măcar în altă parte, știi cum? Ia. 10 lei. V-ați trezit? E, asta e acum, cum să nu ne trezim? Hai să te pupe, mă. Scumpule. Ce? Mănânci ceva, Mariusică. Nu pot, mămico, că mă grăbesc. Chiar nu pot să stau. Măcar un pic. V-am făcut ceva și pentru drum. Plăcintă cu vișine, cum îi place lui Sofia. Numai să împachetez. Ia. Tu ai mâncat ceva? Hai, mă, ți-am zis că mă grăbesc. Mona Lisa, Mona Lisa, ia-ți valiza. Trebuie invers, profesor. Bine, tăticuț. Da. Mănânci ceva? Nu pot, că mă grăbesc, mersi. Știi ce am văzut la știri acum? Unul care a murit că i-a căzut oală cu sarmale în cap. Adică o femeie și-a pus oala cu sarmale pe pervaz la răcit, i-a căzut în cap și l-a merlit pe loc, acolo. Ce idioțenie! Treaba e că omul ăsta, cu o seară înainte, mâncase tot sarmale. Și avea acasă o oală identică cu aia care i-a căzut în cap, dar fix la fel. Ce chestie, ce coincidență! Când e să fie, omul nu controlează nimic. E mâna unui mare haos. Da, sau mâna lui Dumnezeu. Iar încep cu Dumnezeu. Tu și popa Gojmișor. Bine că le știi tu pe toate. Eu sunt sigur că el există. Mă rog, mă rog. Auzi, știi asta? Și că forța dumnezească este egală cu masa dumnezească de înmulțit cu accelerația dumnezească. Luați și voi. E bună. E bună? Nu. Dar eu o fac și mai bună, dacă mă pun. Păi pune-te și vedem noi atunci. Oh, Doamne Dumnezeu! Și zi meșterică, gata. Liber de la împărăție. Am zis că mi-au tot. Am zis că mi-au 2-3 zile, cum să merg cu ea? Sau ce-ai jucat? Înțeleg. Totul se notează, nicio abatere. Auzi, pe cuvântul meu că mă grăbești, chiar n-am chef de glumele astea proaste. Dar nu glumesc, eu vorbesc serios. Nu poți să stai și tu un pic să vorbim și noi așa ca oamenii muncii. Lasă omul în pace, ți-a spus că se grăbește. Ce să-l las, mă? După ce că trece o dată pe an pe la noi, nu are timp 5 minute să stea de vorbă și cu părinții lui. Când tot eu îi fac lui un serviciu. Ah, dacă așa se pune problema, te rog că mulțumesc mașina, că sigur găsesc cu ce să mă duc. Nu știu dacă să fac și temenele. Nu trebuie, martirule, să faci nicio temenea. Dar eu care am spălat mașina cu furtunul la plus 40 de grade, ca să o ai tu azi curată, eu ți-am cerut ție ceva? Nu ți-am cerut nimic. Măcar numai pentru asta ai putea să fii recunoscătoare. Perfect. Păi atunci stai și tu să vedem ce mai faci. Cu un singur copil avem, nu 100 de mii. Nu mă stau, gata, niște. Și simte-te și tu și... de un strop de cafea. Păi a zis că nu vrea. Lasă ce a zis, că la ce vrea el. Bei, mamă? Da, un pic, mamă. Mergem în grădină? Ok. Nu am nici eu. Nu-ți mai place nici frăgitură? Zgâți-mă, te iubi. Vrei zahăr? Nu, că mă îngreș. Și cât zici că o ții? Ce? A, luni sunt înapoi și atunci ți-o și aduc. Dar de ce stați așa puțin? Mai mult chinuiești copilul în mașină. Stați și voi 2-3 zile în plus. Mă, tată, că ți-am zis că n-am cum. Am treabă la servici. Pe cine minți tu, mă? Nu te lasă zdreanța aia. Ei, na, alta acum. Nu e asta, că zile aș mai avea. Am luat 10 în iarnă și astea 2 și mai rămân 3. Le țin și eu pentru mai încolo. Deci, pe cuvânt, că pot să mă duc acum cât vreau, dar nu vreau. Eu ți-am spus de atunci că asta e bătaie de joc. Și te rog eu mult să nu-i mai spui curvă. Dar nu-i spun curvă, îi zic zdreanța. În niciun fel. Învață-mă tu atunci cum să-i spun. Nu știu, să-i vorbești frumos, da? Ce am eu cu ea e treaba mea. Păi după ce se poartă ca ultima nenorocită cu tine? Tu cum ai vrea să-i spun? Vrei cumva să-i spun doamnă? Îi spun doamnă. Deci nu se poartă nimeni ca ultima nenorocită. Situația e foarte delicată și încercăm și eu și ea să fim cât se poate de civilizați. Bine, bine. Așa e în familiile moderne și așa da, e normal. N-am cum mai devreme. Nu am, sunt strântorat și eu. Dar nu plouă cu bani. Știu că trebuie să-ți dau, dar uite, e și fiul meu la mine. Pleacă la mare de poata mea. Auzi la ce m-am gândit? O luăm pe Sofica și mergem cu ea la tante Lica la țară. Ce vorbești? Da, mă, o aduce aici, într-o oră suntem acolo, aer curat, animale domestice. Nu se poate. Îi fac și un grătărel. Îi faci pe dracu, nu faci nimic, pentru că nu plec cu ea la mare. Dar de ce să chinuiești 3-4 ore până la mare? Vomită în mașină, o tragi. Hai mă, tată, mă, nu începe iar, mă. Ți-am spus că nu se poate, nu se poate. Bă, de bărbate, tu cu 15 zile pe an. Cine dracu te-am făcut că cu noi nu ucide? Hai că am plecat, că vă că ești isteric. Auzi, nu mă fă isteric. Hai, gata, boșorogi, la culcare. Am plecat. Auzi, mă, pa, la revedere. Mă, unde te duci, mă? Moris! Mă! Dacă așa ai procedat și cu doamna, nu mă miră că ai ajuns un nenorocit. Moris, un troglodit. Te rog eu. Ce mă rogi? Lasă asta. Ce mă rogi, mă? Ce mă rogi? Că e de ordinul evidenței. Dacă nu și-a angajat pe nenorocitul ăla de avocat de la Delaco, acum nu mai stătea să numere zilele ca un popă de țară. Care popă, domnule? Moris, lasă asta, nu-i momentul. Nu-i momentul? Niciodată nu e momentul. Dar dacă mă asculta, acum copilul era la el, iar doamna stătea și plângea pe la ușă. Mama, eu plec, că nu știu ce dracu fac pe aici. Mă doare sufletul, că băiatul meu a ajuns un obidit. Gata, mă! Și pe mine mă doare sufletul! Mă doare sufletul că propriul meu tată nu mă ascultă niciodată cu adevărat ce-i spun. Niciodată! Că e opac! Amândoi vorbiți ca din cărți. Vei putea, Mariusica al nostru, să crească singur un copil. Uită-te la el, e bine așa cum e. Mă! 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 Dar noi! Noi cum am putut să te creștem pe tine? Și eram niște copii de 20 de ani, nu ca acum! Lasă-mă, după ce că-i năcăjit, păi și tu paie pe foc. Procesul ăla s-a încheiat. Știi ce? Nu se mai poate face nimic. Băi, nene, eu am venit după cheie, clar, dacă mi le dai bine, dacă nu, la revedere, că eu am și altă treabă. N-am vreme de prostii. Și oricum, crede-mă că nu veneam dacă nu era mașina în service. După ce că n-ai pic de bărbăție în tine, e și unul de ăla care umbli după interes. Da, exact de ăla sunt. Da? Da. Deci, v-a să zic că, cum ar fi, noi suntem niște tâmpiți care vorbim tâmpenii. Suntem proștii proștilor, asta este. În niciun caz. Bine, bă! Dacă suntem tâmpiți și proști, n-am mașina unui prost și du-te cu ea la mare, că te-a dat lui nevastă ta. Ia-ți tu cheie și spală-te cu rabla aia pe cap, ai auzit? Dar nu vă mai certați atunci. Și nu e nevastă mea. N-a fost nevastă ta. Nu tu ai dus-o la stare civilă, ci eu am dus-o. Nu mai gata, nu plec. Asta trebuia să fie prima mea zi de vacanță. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău pentru tine, mamă, că trebuie să stai aici să suporți manifestările unui asemenea monstru sinistru. Lașule! Și ia-le și pe asta. Hai mă, las-mă în pace. Mariusica. Mă, băiatule. Lasă-mă, domnule, în pace. Mă, băiatule, mă. Băi... Bă, nenorocitule! Ia-le! O fi având el defectele lui, dar ți-le dă cu toată dragostea. Dar întreați aia ce-ai? Un cort. Să nu spui că duci fata cu cortul la mare. Păi ce are? Mai e frumos cu cortul, nu? Uite, am luat și bicicleta. Ne plimbam prin pădure. Vânăm lei. Ca în Ghilgameș. Marius, tot copil ai rămas. Și petrecere frumoasă. Pa. Să zici că dau cheile luni, da? Îmi pare așa de rău că mă cer cu tata. Lasă-le dracului de chei. Vezi-ți de vacanța ta. Pa. Când vă întoarceți, să treceți pe la noi. Bine. O să fac o supă cu găluște, așa cum îmi place, lui Sofia. Da? Da, hai, du-te sus, pa. Și să faci niște fotografii. Să ne aduci și nouă. Bine, bine, pa. Pa. apa. Pleacă, mă! Pleacă, mă, de aici, mă, uite! Pleacă că te bag! Vai, voi, Erica! M-aș de aici, n-auzi! Pleacă, mă, vrei să te bat? Nu, Nena, dă-mi și mie 2 lei, te rog. N-am bani. Nena, dă-mi și mie 2 lei. Te rog eu mult să mă crezi că n-am bani, chiar n-am bani. Dă-mi și mie 2 pâine, te rog eu. Hai, Nena. Te rog eu. Mulțumesc, mă! Mulțumesc! Ce țară e asta? Asta e România. Da? Cozania Portocalie. Pentru cine doriți? Pentru domn. Nu pentru gagica? Nu. Altceva? Dați-am așa. Cală neagră. Cală neagră. Deci cât costă? Asta 100. Aole. Păi nu faci atâția bani, doamnă. Asta cât e? 50 la. Uite, ia 40 și gata. Safteaua, mulțumim! Marius. Cine? Marius! Să rămână, Coca! Bună dimineața! Sper că te-am nimerit! A, ce frumoasă e! A, seamănă cu un crin. Dar ce e? Se numește Cozania Portocalie. Cozania? Portocalie. Da. O să pun la mine în cameră, că tot nu aveam flori. Păi... Mulțumesc! Cu multă plăcere și sper să și țină. Hai, intră! Nu, că nu vreau să interpretez. Uite, aștept aici să nu zic Otilia că abuzez și că încalc teritoriile. Hai, mă, copile, intră! Coca, nu, serios, prefer să stau aici. Oti nu-i acasă și Sofica încă mai doarme. Hai, intră! Ce să zic, dacă tragi de mine așa ca de un animal... Hai, ce e aici? Hai, câtă dezordine! Ce face Sofia? Mai doarme, nu s-a sculat încă. I-a fost treaba azi noapte. După atâta drum. Tu nu știai nimic? Nu ți-a spus Oti? Zicea că te sună. Opa! Salutare și virtute! O să-ți dea și un mesaj. Da, mă, i-a fost rău azi noapte. Ui tu că... Am târziat și căcatul ăla de avion. Stai, Coco. Păi are răbdare că strâng. Da. Dar cum adică i-a fost rău? Păi a avut febră peste 38 și ceva. Am și vomitat. Noi n-am închis unul toată noaptea. Dar Otilia tot încerca să ia legătura cu tine. Unde e Otilia acum? Că la telefon nu-mi răspunde. Acum e la cosmetică, că i s-a încarnat o unghie și a plecat de vreo oră. Nu putea să mai reziste. Dar zi, n-ai primit niciun mesaj de la ea? Păi nu-mi trimite mesaje când se duce la cosmetică. Stai cum pocătești. Nu. E angajat în alte activități fizice intense. Nu, mă. Azi noapte, zic. Adică de Sofia. Da, mi-a trimis. Dar eu mi-am planificat vacanța asta de nu știu când. Ea a avut un an la dispoziție și voi v-ați întors aseară. Nu știu, că mi s-ar părea că am dat pulea să lase fetița bolnavă și a să plece la distracție. Nu, că s-a uitat la ea de dimineață și era mai bine. Ce fumezi acolo? Electronice țigarete. Stai, Coca. Să vedem ce zice și Buzu, că zilele trecute zicea că se strică vremea. Aoleu, păi tu cu Buzu ești? Ăștia nu poate să prevadă de la o oră la alta. Și au pretenția că știu viitorul cu nu știu câte zile înainte. Hai să fim serioși. E scroci. Super scroci. Eu vă las că mă am de lucru la niște acte importante. A... Nu, nu e de la lucrare. Ce naiba că eu am făcut-o? Pentru că nu e bine prins, asta e. Și ce-i de făcut? Nu să fie de făcut. Sun eu pe Odăgescu să te programeze la cabinet. Când poți să vii? Luni, marți, când o fi. Da? Pe el sun chiar nu să te programeze. O fi scump? Păi știi cum e. Gratis nu există, ieftin nu rezistă. Dar mă înțeleg eu cu el la asta. Plătesc eu. Mulțumesc. N-ai pentru ce. Dar nu-i de la lucrare, să știi, lucrarea e ok. Ce dracu că eu am făcut-o. Foarte bună și cafeaua și prăjitura. Să rămână. Mă duc și eu până la WC să mă spăl pe mâini. Moș Andrușca e puraș, a pornit-o pe imaș, cu chitara la spinare, ca să facă o cântare. Dar vulpoiul vânător stă cu pușca la picior. Uite-l cum ridică pușca, să-l împuște pe Andrușca. Nu-mi somn, lasă-mă să dorm. Uf, dar ce pensionară hodoragă avem aici. Zici că e 100 de ani. Hai, scularea. Scularea. Nu-mi somn. Hai că dormi în mașină, hai nu. Sus, pui-te, urs bol. Ia. Ați auzit, mototolilor? Scularea, familie, roade mult. Scularea. Așa, fi fără milă cu ei. Fi fără milă, că altfel nu iese nimic bun. place de familia roade mult. Ăștia? Sunt super! Aurelia, zuprim într-o vitrină și am vrut să iau cu mine. El e Costas, ea e Cassandra, iar el e Chițos, copilul lor. Iar el e Marius din Țarus. Cum mi-ai zis, mă? Marius din Țarus. Din Țarus? Ochelaristul urât. Cu cine faci ochelari, domnișoară? Domnișoară, domnișoară, vreau să-mi dați o sărutare. Asta e de ziua ta. La mulți ani. Șor. Ce zici? Îți place? Ce asta? O caracatiță. O caracatiță, așa e. O cheamă Karakiri. Și a fost făcută special pentru tine chiar de o mare artistă. Chiar? Mhm. Ia uite ce scrie aici. S-O-F-I-A. Sofia. Da. Îți place? Da. Ia să văd dacă ai temperatura. Măi, tu ești rece ca un crocodil. Nici o temperatură. Ia, hai, îmbrăcarea și pe cai. Unde sunt hainițele? Nu cu ăla. Cu ăla am fost în Halka Dicki. Deci bagajerul pentru noi e făcut? Nu. Ia, hai să-l facem. Alo, alo, unde duci? Să fac pipi. Fii atentă că te aștept aici, Sofie. Pip, paf. E sănătoasă ca un taur, pitica. De ce n-ai lăsat-o să-și facă somnul? De ce ai trezit-o? Pe cine a trezit-o? Eu am intrat în baie și am auzit zgomote și când intru în cameră, asta mică se trezise și începuse să-și bage hăinuțele în valiză. Îmi zice un haiku japonez, fără un copil drag, florile de cireș nu au niciun adevăr. E incredibil cum trece timpul. Mai ieri spălam pe pârșii și făceam ceai de anasol pe aici. Acum... Mai are temperatură? Nu, deloc. Coco! Eu ce zic? Mă duc să fac cu ce mai ajut. Coco, ai văzut undeva mapa aia pe care scrie acte importante? Nu. Marius, vino aici! Uite, l-am scos! Aoleu! Bravo! Dar hai, hai că ne grăbim acum. Lasă-l naibii de sicru cu țigan, că nu-i de tine. Dar omul ăla de ce stă în cutie? E mort. Și ce simte un mort? Un mort? Nu simte nimic, e ca și cum ar dormi. Adică când eu dorm, eu sunt moartă? Uh-huh. Când doarme, un om respiră, dar când a murit, gata, nu mai poate respira. Și de ce nu încearcă? S-a plictisit? Nu-i vorba de plictiseală, dar pur și simplu nu mai poate. E mort. Dul, 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 că de lume e satul. Tu crezi că mânia e la judecata de înapoi acum? Sau asta începe după ce o lasă la cimitir? Dar de unde ai auzit tu de judecata de apoi? Păi mami mi-a zis că după ce mor oamenii, cei buni se duc în rai, iar cei răi crapă în iad. Auzi, dar ce discuții savante aveți voi acolo? Asta se discuta pe plajă, în Halkidiki, în loc să strângeți coici? Nu, dar oamenii după ce mor, unde ajung? Rămâne cum a zis mami, ăia buni se duc în rai și ăștia răi ajung în iad. Dar eu după ce o să mor, unde ajung? Sofia, ce discuții sunt astea? Pe cuvântul meu că ne grăbim. Hai, discutăm despre asta altă dată, da? Pe cuvântul meu. Nu, hai. Dacă nu-mi spui, nu mai merg la mare. În cazul ăsta este evident că tu o să ajungi în rai. Chiar dacă ne ascult de tine, de mami, de Aurel și de bunii... Păi fii atentă, că atunci se mai schimbă problema. Dar tu ce o să faci? Eu? Eu la câte îndur și înghit pe pământul ăsta, sper că tot în raiul să se minți și o cândică. Poate acolo mă lasă și pe mine în pace. Dar, mami și Aurel? Tot în rai. Toată lumea din familia noastră. Toți cu excepția unui unghi de-al meu. Ăla nu. Ia uite, sărăcuț. Îl duc, vezi? Taram-tam-tam-tam. Știi cu cine m-am întâlnit pe acolo? Nu, cu cine? Cu un chelner, care în loc să zică free, zicea free. Cum adică? Adică gratis. Aurel l-a botezat Frey și a făcut și o poză pentru mine ca să-ți o arăt și ție. Da. Și am jucat și ping-pong că hotelul avea sală. E bun asta? Da. Mă rog, eu știu că la mare se noată, nu? Sau se face plajă. Nu se joacă ping-pong sau alte prostii din astea. Dar mie cel mai mult îmi place să joc ping-pong. Mie nu. Să spun un secret. Știi ce mai fac eu cu Aurel când nu e mami acasă? Ce? Jucăm ping-pong pe masa din bucătărie. Facem întrecere. Da? Mamă, de ce drăcoveni vă țineți voi. Și bunii, nu v-a zis lui Otilia? Bunii cum să ne zică? Bursucu e de treabă! Nu mă mai bate! Doar când am măzgălit masa cu creză, nu i-a convenit. Păi cum ți-ai convenit? Mi-a fost foarte dor de tine că ai fost plecată. Știu, dar la ziua mea de ce n-ai venit? Pentru că nu s-a putut de-aia. De ce? O să spun eu că nu o să crești mare. Multe chestii o să spun. Nu te-a lăsat mama mea sau n-ai vrut tu să vii? Mi-a lăsat. Știi ce am cântat la ziua mea? Nu, ce? Ce ai cântat? Volevo un gato nero. Da? Ia cântă și mie. Bine. Un cocodrilo vero, un vero alligatore, tu devo che la vedo nell'ambra da tua te, ma i patinaro chiari, il cocodrilo a te, e tu dovevi dare un gato nero a me, volevo un gato nero. Ți-a plăcut cântecele? Mi-a plăcut foarte tare. Cum se cheamă? Volvo? Volvero? Volevo un gato nero! Sunt pentru tine, ca să desenez pe ei. Asta pentru că ai cântat așa frumos. Mulțumesc! De mult le-am mai avut niște dinți. Păi, tocmai. Știi ceva? De la mami și bunii zice Aurel, cantanel muzical. Da? Păi să știi că așa e. Acum înțeleg și eu de ce țipă Otilia așa ca o cucuvea la nervi. Și el a țipat când i-am zis de bagajul meu. Da? Țipă des la tine, nu? Da. Și te și bate, da? Da. Da? Cum te bate? Păi mă lovește la fund și îmi rupe urechile. Și Aurel te bate și el, nu? Nu, el decât țipă ca o cucuvea. Auzi, dracu, cucuvea. Și ce bălmășește cucuvea? Când sunt luminile aprinse pe hol, nu-i convine și le certă pe mami și pe bunii. Aha. Și? Și nu suportă când mă uit eu la desene. Aha. Și ce mai zice? Hai că nu-i spun. Păi mai zice, marș la culcare și mă mai pune câte o oră să mă spăl pe dinți. O oră! Chiar așa ți-a zis, marș? Da, marș la culcare. Aha, interesant. Dar să nu-i spui că ți-am zis, că după aceea o să se supere pe mine și nu o să mai îmi citească povești noaptea. Nu-i spun, nu-i spun. Promiți? Da, prințesă, promit. Hai, du-mi un pic. Hai, ce-i acolo? Super concurs. Cum te mai simți, scumpetea mea? Cum? Bine. Sigur? Sigur. Bravo, bravo, bravo. Iar, mamă, ce talent de entertainer ai! Tu ai fi bun la ăștia, la Buzdugan, la emisiune. Cu fața asta ta haioasă ești... E, ne-ar plăcea nouă să fac atâta bănet. Ia uite ce frumoasă e! De unde am jucat? Nu știu, de unde ai jucat? De la un cântec. Ia auzi ce frumos! Uite ce frumoasă e! E un german, Franz Lange, cu marșuri de-astea de-ale lor. Da? Chiar nu știam. Stai că mă duc să-ți arăt. Era mai puțin cu un milion. Zice că s-a recalculat pensia. Da, zic, dacă e mai în plus, nu se greșește. Hai. Găsește-mi tu ca să-l arăși lui Marius. Sofia, hai că ne grăbim. Dar e ceva important. Hai, mă! Găsești odată? Da, stai așa să se încarce. Hai că dacă nu găsești, îți vedem altă dată. Da? Hai! Ia! Hai, hai să mergem. Hai, hai, Sofia. Hai că se face târziu. Zi frumos, pa. Pa, pa. Ce faceți? Ia, domnul, ce să spun eu să-mi dăuțăm? Ce faceți acolo? Păi plecăm și noi. Când? Acum? Acum, acum. Unde plecați? La mare. La mare, depărtare de casă. La Marea Neagră din Constanța. Ia uite. Stai așa, eu cream că ieșiți un pic prin parc. Wrong. Atunci sună și pe Otilia, că ea știe că fata rămâne acasă. Prieten drag, sună tu dacă trebuie să dai raportul, că eu nu mai am de mult obligații de-astea umilitoare. Cum sună acum? Sună. Bagă gras. Bravo. Hai, ia și fă gâșii. Știi ce-mi place, Coca? Când văd doi oameni care se respectă, se iubesc și se admiră reciproc. Asta îmi place. Bravo. Bravo, copii. Închis. Aia, pocă. Dar e la cosmetică, cu unghia încarnată, ți-am zis. În partea mea poți să fie în curea să se dea cu parapanta. Noi v-am pupat, numai bine. Băi, fără glumă acum, normal ar fi să o aștept și pe Otilie. Mănâncă și Sofie ceva? E nume foame. Da, dar să fie și mami aici. Eu și cu Coca așa stabilisem cu ea că fata stă acasă, că e bolnavă. Care bolnavă, domnule? Care bolnavă? Sofia e sănătoasă atunci și foarte veselă. Alții sunt bolnavi, nu ea. Azi noaptea a fost rău. Păi eu fi fost, că cine știe ce porcărie o fi mâncat în vacanța aia fantomă. Dar acum e foarte bine și te rog frumos să pui mâna pe ea dacă nu mă credeți. Da, da, e mai bine pentru toată lumea să fie și Otilia aici. Că noi așa stabilisem că fata stă acasă, că e bolnavă. Cine cu cine stabilește? Ca Sofia să rămână acasă? Eu și cu Coca ne-am sfătuit că dacă Sofia se simte foarte rău, atunci e mai bine. Stai un pic, că nu înțeleg. Tu cu Coca sau tu cu Otilia? Ui. Tati, vină să-ți mai arăt. Da, iubita, imediat. Imediat, stai un pic. Pe zi de unde rămăsesem. Cine cu cine stabilește? Otilia a spus foarte clar că fata nu pleacă fără ea de acasă. Iar eu cu Coca ne-am gândit că este mai bine... Băiatule, tu nu vezi că te încuși din ce în ce mai rău? Tot repeți în continuu 3 nume proprii și eu pricep un singur lucru. Că în afara mea ca tată, toți constatați, decideți și hotărâți. Vreau să iau și din gura ta, Cocuță. Chiar să iau hotărâri în lipsa mea pe timpul meu? Noi n-am hotărât nimic, Marius. Cred că ai înțeles eronat. Noi, dacă am văzut că fetei e rău, ne-am gândit să-ți propunem ca să amâi puțin vacanța. Exact. Asta sună un pic mai civilizat. Dar oricum trebuia să mă anunțați. Noi știam că... Hai, Sofia! Otilia vorbește cu tine. Băi, te rog eu frumos, mai stai puțin până vină Oti. Cât? Adică? Maxim o oră. O oră? Nici o oră, jumătate de oră. Bine, domn profesor. Mulțumesc mult! Ia uite-mă, tată. Bine, mă, dar asta întârzie pe timpul nostru. Ia să nu mai stăm ca proștii. Vin ai noștri, pleacă ai noștri. Noi rămânem tot ca proștii. Păi nu? Hai. Hai, ia pe Karakiri. Băi, stai un pic, ce faceți? Alo? Plecăm! Plecăm? Marius, nu poți pleca așa. Mai sună o dată, că ea e mama ei. Ea e tutorele. Nu, Coca. Mi-am bătut și o grupă mare de vacanța fetiței. Și uite, nu ne mai permitem să așteptăm nicio secundă. Să rămână. Băi, eu nu mă mai bag, doar că iese cu scandal. Îmi vine. Stai așa. Stai să o sun o dată, te rog frumos. Mai stai puțin. Totul închis. Te rog eu frumos, mai stai 10 minute până când vin. Nu, tăticule. Avem și eu și Sofia o limită. La revedere, v-am pupat, drum bun. Ce faci, mă? Te rog frumos, mai stai puțin. N-are rost să creezi probleme degeaba. Prietene, deocamdată tu creezi probleme, că te bagi și nu-ți fierbe ăla. Dă-te la o parte. Marius! Mai stai și tu măcar 15 minute, nu e sfârșitul lumii. Coca, pe cuvântul meu de onoare ca asta. Pe cuvântul meu de onoare, dar mie că prind aglomerația nasoală pe Autostrada Soarelui. Tu știi ce acum pe autostradă? Deja e târziu. A, uite, 9:30, uite-te și tu. Domnul Căpănescu, fii atent că ți-o cauți cu lumânarea. Ia labele de pe mine. Deci nu pot să-mi permit să vă las să plecați așa. Am vorbit ceva cu Otilia și vorba-i vorba. Ce mă, tu să-mi permiți tu mie, a? Ce drept ai tu, mă, țucălarule? Ce drept ai tu? Mai... Nu așa se pune problema. Să mor tu? Să mor tu că nu așa se pune problema. Păi zic eu cum se pune problema, din punctul meu de vedere. Problema se pune că tu ești un pielea pulii de boschetar care te-a aciuat ca berină în apartamentul pe care eu l-am plătit. Nu tu! Tu ai pus tapetul ăla englezesc, asta e făcut. Din cât te cunosc, ai primit partea ta de investiție la divorț, cu asupra de măsură. Dar cât era, bă, euro când am dat eu banii? Și cât costă o casă față de acum, mă, musculiță? Eu te rog mult să-mi vorbești frumos, că eu ți-am vorbit frumos, da? Da? Da! Și când urli marș la copilul meu, tot frumos se cheamă că vorbești? Nu i-am spus niciodată marș. A, adică Sofia minte. Ia zi, Sofia, ți-a zis marș? Nu. Poftim, că ați băgat și groaza în ea, că nu mai e în stare să răspundă. Ia mâna de pe mine, că mă supăr rău de tot. Marius! Ce dracu aveți, sunteți oameni maturi? Te rog frumos, mai stai puțin, te rog frumos. Îți spun serios, Sofia a fost bolnavă, i-a fost rău. Nu fac cu potentilia de asta nesimțită, băi, nesimțitule! Nu vă mai certați! Soția-i sănătoasă, tu n-ai auzit? Aurel, și nu ești mai tu avizul epidemiologic, dacă tot ragi pe aici că copilul e bolnav. Sau mai nou, contabilii se pricep și la medicină. Eu spun că i-a fost foarte rău și a fost bolnavă. Bă, băiatule, ai sau nu ai certificat medical? N-am, dar i-a fost foarte rău. Bun, da? Atunci v-am pupat pe portofel, tății. Sofie, te rog eu frumos, vorbește tu cu tati și spune-i să mai stea puțin, că așa am vorbit. Eu am mâna de pe fata mea, băi, vipera. Alo! Nu-ți poți să pui mâna pe fetița mea, băi, și gosule, ce ești? Mai, Marius! Ce să teme, mă? Ce, băi, Marius? Sunteți oameni mari! Ce ai zis, mă? De dracu de nebun, asta am zis! Cui zici tu nebun, băi, vierme? Ha? De față cu copilul meu, mă? De față cu copilul meu? Terminați odată, Marius! Mai chem poliția! Dacă nu terminați, te chem poliția! Marius! Aurel! Aurel! Vai, ce porcărie, mizeră! Ți-a crăpat capul, Aurele! Hai, nu mai plânge, hai! Hai, nu mai plânge, că nu-i nimic de plâns, hai! Hai că mai am o surpriză pentru tine. Știi? Am luat bicicleta ca să ne plimbăm cu bicicleta. Să biciclim. Hai, deține asta cu mai bine. Dă mâna. Dă mâna. O să fie nasol dacă nu aduci înapoi acum, băi. O să-mi fugi pușcăria, temernicule. Sofia! Sofia, unde te duci? Sofia! 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 Sofia, unde ești? Sofia, aici? Marius, zici că sunteți nebuni, dracului! Pune niște gheață de la frigider și să aibă grijă cum se comportă altă dată. Să aibă grijă. Suntem oameni mari, nu copii, ce dracu. Lasă, Coco, lasă. Eu nu mai merg nicăieri, nu mai merg. Ai cerai mășoricelule. Dar de ce să nu mai mergi? Fiindcă ești un rău și l-ai bătut pe Aurel. Nu vă supărați, cine l-a bătut pe Aurel? Tu l-ai bătut. Nu l-am bătut, ți s-a părut. Ba, l-ai bătut. Nu l-am bătut, a fost o neînțelegere. Păi tu n-ai văzut că nu vrea să te lase să vii cu mine? Ha? Au! Cine-i dă lui voie să nu ne lase să plecăm? N-are voie, a greșit. Da, a greșit, dar nu trebuia să-l bați. Te-ai văzut că a greșit? Hai să mergem. Ai, prințesă. Hai să mergem. Hai să mergem la valuri, măi scumpete! Hai, cocoșorule! Eu vreau să stau acasă cu mami, cu Aurel și cu Bursucu. Nu mai merg. Nu mai vreau. De ce? Încă ești un rău. Nu sunt rău. Sunt bun. Hai, mă, Sofia, mă, termină cu prostiile. Sofie, nu vrei să mergem la mare? Nu vrei să ne zbencuim în valul ca delfina și ea de pe Animal Planet? Ha? De ce l-ai bătut pe Aurel? Măi, omule, îți dau cuvântul meu de onoare că nu l-am bătut. S-a lovit singur la ușă. Tu n-ai văzut, crede-mă. Mami, să știi că Marius l-a bătut pe Aurel foarte tare. Măi, Pinocchio, de ce mi-ți, măi, că-ți crește nasul? Marius a dat cu pumnii în Aurel și asta e foarte urât. Fii atentă cât nasul lui Pinocchio o să faci. Aurel a țipat tare de tot și eu m-am speriat și am plâns. Ia uite cum îți crește nasul. Să rămână, Otilia. Ce s-a întâmplat? Absolut nimic. Nimic, mă. Și tu ce cauți aici? Am venit și eu pe asta mică în vacanță. Cum e stabilit între noi, nu? Am fost invitat înăuntru și din politețe am acceptat. Hai, mamă, lasă-mă. Ce s-a întâmplat? Spăriu cireșele. Poftim. Cum nimic? V-ați bătut? Zi. Au ajuns să se bată ca niște colegani. Marius a vrut să plece, Aurel nu l-a lăsat și atunci Marius l-a izbit cu ușa în cap. Mami, du-te la tine în cameră. Te rog. Te rog. Fii atentă. Lasă că mă descurc. Eu nu mai bag. Păi nici de ce. Marius l-a bătut pe Aurel foarte tare și eu n-am ajuns să plec. Nu l-a bătut nimeni pe Aurel, nu mai începeți cu calomniile. A început să o ardă în bandera pe aici și am îmbrâncit-o pe Sofia și n-a vrut să o lase să vină cu mine. Nu am îmbrâncit pe nimeni. Pur și simplu l-am rugat și i-am explicat frumos să aștepte până vii tu, că lui Sofia e rău. Dar nu e rău deloc. Și el a vrut să ia cu forța pe Sofia, eu nu l-am lăsat, că așa discutasem cu tine. I-am explicat și l-am rugat frumos și el mi-a dat cu ușa în cap și m-a scuipat. Eu? Și i-am vorbit frumos, tocmai. Ți-am vorbit frumos? Nu. A băgat-o pe Sofia în discuție și el s-a repezit ca nebunul la bătaie. Eu am fost în legitimă apărare, el a sărit. Ba, tu l-ai lovit. Nu, baby, eu doar am deschis ușa, tu chiar n-ai văzut? Hm? Cam arzi. Hai să-ți iei medicamentele, te rog. Hai. Hai. Prietene, îmi pare rău de incident. Dar te rog și eu foarte mult să nu mai intervin problemele mele. Da? Te rog mult, dacă se poate. Că nici eu nu intervin în ale voastre. Hai. Scuză-mă. No, să vedem de seama. Vrei? Da? Nu e bine? Nu te cred. Dacă-ți promit, te-am mințit eu pe tine vreodată, Sofia? Păi vezi, hai, du-te la tine în cameră, să te joci, da? Stai să te pupăcesc. Opa! Opa! Ia uite ce dezordine e aici. Faci ordine, da? Da. Bine. Auzi? Stai un pic, vreau să explic ceva. Otilia. Ar mai trebui luat Nurofen, răceală și gripă. Ok, merg eu. Poate și niște lămâi. Minute să vorbesc? Bine, iau. Și vitamina C. Sau ceai cu vitamina C. Că le are pe amândouă. Tu ai nevoie de ceva? Nu. Mergem cu toții la Kaufland după masă, când e mai liber. A, poate mergem la concert la Greenhouse. Vrei? Nu știu. Cum vreți și voi. Vedem. Ce ți-au zis ea la doctor? Ai panaricius? E. Nu. Lasă că vorbim noi mai încolo. Poți să și pleci deja. Imediat plecăm. Mă duc, am luat-o pe Sofia și SNT. Adică sănătate, că e mai bună decât toate. Nu pleci singur. Acum. Stai un pic, cum adică? Adică valea. Hai, cară-te. Ești binevenit aici doar pentru Sofia și uite ce haloi mă-ți faci. Da, mă, ți-am zis, mă duc, o iau pe Sofia și gata, am plecat. Ești afară, ești nemernic afară, ești mai distruzesc cu viața, ești. Liniștește-te, te rog foarte mult să te liniștești. O iau pe Sofia și am plecat numai de așa. Nu ei, pentru că să te ia dracu, hai zât. Deci vacanța mea cu copilul este stabilită de justiție, da? Și eu chem poliția dacă nu mă lăsați să-mi exercit dreptul meu constituțional. Terminați-vă, nu, gata! Câte vreme ești un cretin care agresează oameni, nu mai ai niciun drept. Băi, deci n-a agresat nimeni pe nimeni, da? Gata. Liniștiți-vă, vă rog foarte... Băi, liniștește-te! Băi, sunteți oameni... Băi, terminați... Sofia! Sofie! Unde ești, piticule? Hai că fugim la mare! Hai! Păi, mami, a zis că nu mai plecăm. Cum să nu plecăm? Păi noi deja suntem în întârziere. Ma, nu plecați nicăieri. Sofie, tati pleacă singur acum, acasă la el, care treabă. Nu are nicio treabă. Mami a înțeles greșit. Acum plecăm la mare. Nu se poate. Ba se poate. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da, pentru că este dreptul nostru, al meu și al lui Sofia, Alexandra, Elenuca, Vizureanu. Sofia e bolnavă. Copilul pare sănătos. Băi, cretinule, gata, ieși, ieși! Vezi cum vorbește mămica ta, ca ultimul țigan? Hai, Sofia. Tu să nu vorbești niciodată așa cu nimeni, ai auzit, Sofia? Hai, cu nimeni. Hai dincolo la desene până când. Nici măcar cu Aurel. Ce-i asta? Asta este floare. Cadou. Cozania Portocalie. Nu acceptăm să ne aduci tu flori, da? Ia-l și pleacă. Scumpă prietenă, dar este de la mine la Coca. Îl arunc la gunoi. Te rog, zvârlă cât colo. Hei, unde te duci? Băi, te rog frumos să te cari. Acum. Ți-am explicat. Nu plec fără Sofia. De ce ai dat în relache? N-am dat în relache. Am deschis ușa și relache s-a interpus pe traiectoria rectilinie și oricum eram în legitimă apărare. Băi, porcule, ce legitimă apărare? Tu nu te uiți la tine cât ești, cât un animal porc. Păi, tocmai că e așa silfid, poate ar fi bine să fii un pic mai atent. I-ai dat cu ușa în cap. Nu i-a dat nimeni cu ușa în cap. Asta e o super măgărie mincinoasă, că dacă îi dădeam cu ușa în cap, își culegea creierii de pe covorașul ăla de la intrare. Dacă nu pleci, chem poliția. Cheamă poliția. Hai, cheamă poliția, să vadă poliția. Acum nu mă lași să-mi exercit dreptul meu de a sta cu copilul. Tu nu înțelegi că e dreptul meu? Păi, tu chiar nu vrei să pricep că e bolnavă? Nu are nici pe dracu. Și dacă e bolnavă, o să-i dau eu niște pirule în vacanță și nu o să moară. Stai liniștită. Băi, incredibil, cât egoism. Vrei să-ți faci mentrele cu orice preț, să riști chiar sănătatea fetei. Care risc, domnule? Care risc? Uite care-i treaba. Asta e ultima oară când mă mai vezi pe Sofia, să-ți intre bine în creierul ăla mic. Din fericire, nu e după tine. Nu mai vezi nici moarte. E după lege, cu mătră vulpe. Hmm? O să vedem noi ce spune legea despre un criminal care bate oameni. Băi, femeie, Sofia este fata mea, da? Și am dreptul să stau cu ea conform unei legi care îmi permite chestia asta. O să mai vedem noi. O să mai vedem noi. Dar ce mă mai mir? Parcă nu știam că vrei să mă scoți din viața ei. Uite dovada! Uite dovada foarte clară. Băi, mai du-te în pizda, mătii de porc. Ai grijă cum... Bravo, Sofia! Așa e, iubito, iartă -mă. Dar ce cauți tu aici, nu? Te-am rugat să stai la televizor. Păi mi-e foame și vreau să mănânc și să mă duc la bucătărie. Bine, scumpă. Hai, du-te la bucătărie, da? Bursucule, unde e? Ca dovadă că nu mai lăsați... Ca dovadă că nu mai lăsați să o văd nici măcar de ziua ei. Ce să caut la ziua ei? Mă, adică, mă, nu sunt tatăl ei natural? Nu, un tată se comportă altfel, nu ca o brută dobitoacă. Nu mai lăsați să o văd de ziua ei, scârbă ce ești. Dacă ziua ta ar fi picat într-una din zilele tale când ești tu cu ea, n-ar fi fost niciun fel de problemă. Adresează-te justiției. A, adică eu nu pot să o văd pe Sofia de ziua ei decât dacă ziua ei pică în weekendul ăla pe lună pe care mi l-a dat curva aia de judecătoare. Exact. Ești... Asta e situația. Nu e vina mea. Nici măcar la telefon nu mi-ați răspuns de ziua ei. Să fi vorbit și eu cu copilul un picuț măcar. Pentru că am fost cu toți la munte și n-am avut semnal. Sofia a fost cu familia ei la munte și s-a simțit foarte bine. Și eu sunt familia ei. Nu ești. Tu dacă vrei să faci familie, găsește-ți pe una și fă familie cu ea, copii. Sofia are o familie. E fericită. Aurel se poartă bine cu ea, ea îl iubește ca pe un tată adevărat. Găsește și tu o femeie și... Deși la cât ești de idiot, miram aș să se uite cineva la tine. Nu, tu-ți dai seama cât de oribil te porți cu mine? Tu-ți dai seama ce mamă denaturată ești? Nu sunt mama ta, înțelege. Nu asta am vrut să spun. E timpul să crești și tu, să te maturizezi. Și ia uite cine mă acuză pe mine, un așa zis tată care nici măcar n-a venit la spital când Sofia a fost operată de apendicită și era gata să moară în chinuri. Nu ți-e mă rușine, mă, nesimțit-o, mă, să vorbește așa și să exagerezi ca ultima nesimțită? Cum era, mă, să știu că se operează? De unde era să știu când nu mai știi ce să faci ca să o ascunzi de mine? Incredibil, bă, ce curvă parșivă poți să fii! Băi, măsoară-ți cuvintele! Le-aș măsura, dar n-am metru la mine! Dacă nu pleci chiar acum, chem poliția! Jur! Și-o încurci nasol că ai dat în aur! Plec imediat! Ia mâna de pe mine, că mi-e vopseaua, ia mâna de pe mine! Plec imediat, o iau pe Sofia și plec! Băi, ia mâna de pe mine! Măi, nu mă fă, că chem poliția! Te rog frumos, cheamă! Pe cuvântul meu, cheamă! Che-a-mo! Hai, ia, cheamă poliția! Cheamă! Call 911! Bună ziua! Vreau să fac o reclamație pentru violență domestică. Bună ziua! Mă numesc Otilia Neamțu și vreau să anunț că fostul meu soț l-a bătut pe prietenul meu actual. 0722... Să mă apuci de-un coi. 326... 171. Bulevardul Carol, numărul 50... Carol Zefirinus, de Hohenzoller-Sigmaringen. Apartament 13, etaj 1, interfon 13, da. Da, e fostul meu soț, Vizureanu, Marius Emanuel. Nu e grav, dar e vânet. I-a ieșit cu cui? Nu, acum nu e violent, s-a mai calmat, dar nu vrea să plece. Păi nici n-am fost violent. Tu ai cerut-o. Nici o problemă, poate să vină și KGB-ul. Foarte bine. Sunt nevinovat. Da, da. Să vedem pe unde scoți tu cămașa când vine poliția. Tu crezi că ăștia se joacă? Hai, termină cu prostile, sună la poliție. Am sunat, trebuie să apar. Sună-i să nu vină. Zile și tu că a fost o glumă proastă. Ce? Vine poliția? Da. Mami a chemat poliția ca să vină poliția să mă ia, să mă aresteze și să mă bată. Vrei? Nu vreau. Nu mă arestează nimeni, mamă. Doar vor discuta puțin cu el, atât. Ia, vezi că frică. Sună-i să nu vină. Nu se mai poate acum. Ne, nu se poate. Ba se poate, cum să nu se poate? Păi suni și le spui că a fost o glumă ceva. Hai și plec cu Sofia imediat, promit. Otilia. Oti? Ultra penibil. Ia. Te rog frumos, sună-i să nu vină. Hai mă, ce Dumnezeu, rufele murdare ni le spălăm noi aici, în familia noastră, nu? Relache, spune-i mă și tu. Eu chiar nu mă mai bag. Mi-a ajuns. Hai mă, sună-i să nu vină. Te rog eu mult, nu face căcaturi din astea. Ai grijă cum vorbești de față cu Sofia. Hai un pic în sufragerie, să stăm noi de vorbă, da? Am treabă. Hai, te rog frumos, am treabă. Hai, mă, Otilia, mă, te rog eu mult, uite, te rog frumos, te rog eu din suflet, în genunchi, te implor, sună-i să nu vină. Hai, mă, că e o prostie, mă, ce naiba? Ce? Dacă n-ai greșit cu nimic, cum spui, n-ai de ce să-ți fie frică. O să am nevoie oricum de procesul lor verbal, ca să folosim la tribunal. Sigur. Tu ce crezi, măi, băiatule, că eu las lucrurile așa? Nu, dar cum le lași? Cum trebuie. O să spunem interdicție, pentru că ești violent și periculos. Eu? Dar cine? Pentru că iubesc pe copilul ăsta, sunt violent și periculos? Așa cum la grădinițe bodyguards nu te mai lasă să intri, o să găsim noi o soluție și aici. Morții, morții de șavră! Minunat, bravo! Să te aresteze și pentru insultă, bravo! Sofia, du-te în cameră. Nu vreau să vă certați! Te rog, nu-ți e valea copii! Tu sunt morții, mătii de șavră! Scârba scârbelor! Păi ai nebunit? Ce vrei, fă, ce vrei? Vrei să mă vezi la Bălăceanca? Dar ce vrei? Fă să mă distrugi, fă! Nu te las, auzi, mă, nu te las! Nu, sună! Nu sună! Sună acolo! Termină-mă! Băi! Tu-ți morții, mătii de streață! Dați curba curmelor! Termină-mă, băi, termină-mă! Dați streață, da! Pleacă-mă, pula mea! Băi, stai! Stai, mă, băi! Ieși afară! Ieși afară! Băi, băi, stai, băi, băi! Au, băi, stai, băi! Băi, 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 băi! Mă ia poliția! Lasă-mă! Lasă-mă! Ieși afară de aici! Ieși afară! Ieși dracule afară! Ieși! Ieși pe umor! Ieși pe umor! Auzi pe umor! Băi, termină! Băi, termină! Îi dai meritată dacă nu ești! Ești nenorocitul afară! Băi, doamne, nebunule, băi, ești nebun! Ești nebun! Băi! Băi! Ieși! Pleacă de aici! Băi, ești nebun! Potolește pe Marius! Marius, rata! Măi, Marius, ai depășit! Măi, ai depășit măsura! Ce faci acolo? Ce faci acolo? Ce faci? Potolește pe Marius! Pleacă de aici, auzi, pleacă! Gata, ai sus să nu mai vină! Ce-i aici? Mă stai acolo cu Sofia, nu mai ieși! Stai acolo, bun, vă rog frumos! Nu mai încercați! Termină! Termină, te rog frumos! Te rog frumos! Tragi din gură, că nu-i fac nimic! Termină! Tragi din gură! Băi, te rog! Încetează, te rog! Tragi din gură, că doar leg! Băi, băi! Stați cu minte amândoi! Stai cu minte, auzi? Stai cu minte, că nu vă fac nimic! Băi, te rog! Stai jos! Stați cu minte, că nu vă fac nimic! Ești de aici! Ești de aici! Gata! Ieși afară! Stai aici, că nu-ți fac nimic! Băi, lasă-mă! Ieși afară! Du-te în dormitor! Stai acolo! Ce m-ați voi, poliția, mă! Să mă arestez! Să nu-ți distrugeți! Hai să-mi vină poliția! Potolește-te, te rog frumos! Te rog, mult, gata! Să vină să vedem cine le deschide! Gata, ești nebun, ți-ai pierdut controlul, gata! Te rog, iartă-mă! Iartă-mă! Stai aici, nu ieși, te rog frumos! Mă potolesc imediat să plece Gabori, da? Da! Și-am plecat și eu, te rog frumos, stai aici! Nu mă provoca, stai aici! Marius, să stai singur, craca de sub picioare, potolește-te, te rog frumos! Băi, băi, ce-ți faci? Tu îți faci singur, au singur, singurel! Poliția o să-ți bargă ușa și te arestează, mă! Nu mă arestează nimeni, că m-au mandat! Ce crezi că sunt prost, că nu știu? Marius, dă-o dracului, Marius! Coca, te rog eu frumos, Coca! Te rog frumos, Coca! Te rog mult de tot să rămâi în camera la Sofia! Mamă, stai acolo cu Sofia, nu mai ieși, te rog! Marius, Marius, potolește-ți, termină, înțelege! Nu te băga! Te rog frumos! Sofia, haide, stai un pic în camera cu bunici și imediat plecăm la mare, da? Termină! Bine, mami, imediat. Haide. Potolește-mă! Bine, apocalipsa! Poftim. Dezleagă-l pe Aurel, te rog frumos. Dezleg, îți promit că-l dezleg, da? Plec și l-am dezlegat. Îți faci singur. Stai acolo, nu pleci nicăieri. Prietene, te rog, stai aici. Stai cu minte, că n-ai nimic. Stai aici, fii atent. Te rog frumos, stai 5 minute aici, Alvin, știi că nu se întâmplă nimica, da? Aurel, ești ok? Lasă-l, că n-are nimic, da, n-are nimic. Măi, desfăl pe Aurel. Putem sufragerie. Măi, tâmpitule! Că ești pe ulei rău de tot! Stai aici jos. stai jos. Doamne ferește! Treaba ta. Eu m-am chinuit pentru relația ta cu Sofia și am făcut absolut tot ce se putea. Ia uite ce surpriză! Da, ironicule, pentru că m-am gândit la binele ei, nu la mine. Să aibă și a tatăl ei adevărat, să se vadă cu el din când în când. Păi din când în când ăsta spune tot. Dar îmi dau seama iar și iar că nu meriți absolut nimic și că ești un cretin irresponsabil. Cu ce am greșit, mă? Cu ce am greșit? Spune și mie. Cu ce am greșit că vreau să duc pe fetița asta la mare? Ca să aibă și o bucurie? Când e foarte bolnavă și trebuie să stea în pat? E un pic răcită. Termină cu telenovela asta. Și dacă era bolnavă, trebuia să aveți certificat medical. Poate că am certificat medical. Unde ai? O să-l vezi tu la tribunal. Tu ce crezi, mă, băiatule, că eu nu sunt în stare să fac rost de un simplu certificat medical? Tu așa crezi? În viața mea n-am văzut o târfă mai abjectă ca tine. Mai zi. Jur. Și o vacă mai penală. Și o jigotie mai împuțită. Asta a fost ghinionul vieții mele, că te-am cunoscut pe tine. Îmi vine să... borăsc aici pe loc, când mă gândesc că am putut să iubesc o javră atât de parșivă. Stai liniștit că nu m-ai iubit niciodată, nu mai minți acum. Nu te-am iubit, mă, proastul. Nu te-am iubit. Te-am iubit enorm. Îmi dădeam viața pentru tine dacă era. Prost am fost eu că nu mi-am dat seama cât de scârbă ești, că nu mai făceam copil cu tine nici cu pistolul pus la cap. Vezi, asta e diferența între noi doi. Tu regreți că ai copil, eu nu. Pentru că eu iubesc pe Sofia. Și eu o iubesc, lasă telenovela asta. Nu făceai pe aici circul ăsta. Și nu vrei să chinuiești copilul când e bolnav. Tot ce am vrut am fost să am o familie normală. Să crești și eu copilașul ăsta în liniște, asta e tot ce am vrut. Și tu te-ai găsit să-ți dai coate cu cine, mă, cu conțupistul ăsta. Cazul ăsta trebuia să te implici și să te porți ca un familist adevărat. M-am implicat. Nu ca un puș scordit. M-am implicat. Să nu faci pe aici crize de epilepsie. Și am făcut tot ce era omenește posibil, tot ce a depins de mine, până când acum 2 ani, că țin bine foarte minte. Băi, termină. Te-ai combinat cu domnul Căpănescu și gata, familia noastră, a dus în pizda. Știi foarte bine că nu asta a fost cauza. Asta a fost cauza, că e mare dragostea, nu? Pentru boul ăsta ai sacrificat tot și acum o distrugi pe Sofia. Nu e adevărat. Aurel a apărut în viața mea după despărțire. Ține-o, tată, cu minciunile. Dă-i cu minciunile înainte. Era contabilul tău la firmă. Era și ce? Asta nu înseamnă nimic decât în capul tău, cretin. Și oricum nu stau să-ți dau ție explicații. Păi nu, așa, că eu sunt botanistul tău. Să pun botul la toate minciunile. Ești lipsit de imaginație, asta ești. Și de interes și de... Dacă erai... Dacă mă iubeai, cum spuneai, mai fi înțeles. De asta m-am și atașat de Aurel, pentru că după multă vreme se uita și la mine cineva ca la o femeie. Și care și-a dat seama cât eram de nefericită cu tine. Ia uite-o cum s-a dat de gol. Eram nefericită. Eram nefericită. Eram nefericită. Nu vezi, bă, că ești proastă. Asta înseamnă că te combinasești deja cu el. Și... pentru că altfel spuneai, fusesem nefericită. Ai, nu eram nefericită. Păi asta e, gura bate curul. Lapsus lingue. Da. Nu înțeleg nimic. Păi nici n-ai cum. Fără creier nu gândește nimeni. La copilașul ăsta te-ai gândit vreodată? Că o să-ți sufere fără tatălui? Mai discutește-mă, știi? Realitatea este că acum îți pasă, dar înainte nu-ți păsa. De câte ori ai scos tu copilul în parc cu căruciorul, de exemplu? N-am mai scos. Când erai. Și de câte ori... de câte ori ai schimbat pamper și... du-te, bă, de așa de că aici, dacă tu ești tată, eu sunt Nadia Comăneci. Du-te, bă, de aici, că... Coca a făcut totul în locul tău. Nu ți-e mă rușine, mă, și vină. De ce urli? Pentru că ești imundă, de-aia urlu. Și dacă atingi subiectele astea sensibile, cine a dus dobitoacul banii în casă? Banii? Cine a făcut băița lui Sofia cu ceai în fiecare seară? Și baia ce mare chestie, că o lăsai acolo în cadă să... Fii atent, dacă scoți un cuvânt sau dacă te miști de pe canapeaua asta, te leg și pe tine. O, Caca! Sună la interfon! Du-te în camera acolo și mie și pe... Lasă-mă, dom'le, să răspundă. Că pleacă poliția, plec și eu. Auzi? Stai acolo. Răspunde, da? Răspunde, de ce nu răspunde? Răspunde la interfon. De ce nu mă lași să răspund? Că-i face Marisica cu medicamentele mele. Dă-mi telefonul, dă că le zic eu să plece. Băi, ce fac? Băi, ești complet... Dacă-ți cumpăr altă! Băi, nu pot să cred cât de cretin ești. Doamne, faci o mare prostie, să știi. Întoarce-te la mine. Te rog, întoarce-te la mine. Poftim? Termină. Te rog, pentru totdeauna. Nu! Te rog. E nebunit? Te rog frumos, potolește-te. Te rog, te rog, te rog. Marius. Te rog. Marius, te rog mult. Nu-mi seama câtă nevoie am de tine. Te rog, las. Gata. Gata, e nebunit. Lasă-mă. Nu-ți dai seama că te iubesc și pe tine și pe copilașul nostru. Tu nu-ți dai seama că toate nenorocirile mele vin din faptul că vă iubesc ca nebunul pe amândouă. Nu așa se comportă un om care iubește. Așa se comportă un om disperat, distrus din iubire. Te iubesc pe tine și pe Sofia mai mult ca orice. Te rog, scapă de străpătura asta. Și vom arde tot trecutul de spaime și rușine pe rugul bucuriei ce-i s-a prins în mine. Știi bine că nu ești capabil să conviețuiești cu mine. Voi fi, te rog, Marius, termină! Nu se poate. Acum suntem amândoi mult mai maturi. Gândește-te, gândește-te că am putea să ajungem mult mai departe. Nu ți-am mai spus asta niciodată. Foca. Foca, sub foca. Hai, nu. Te iubesc și te implor, te rog. Te rog, vreau să te potezi. Păi, Marius, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate, mă. Hai, mai gândește-te. Nu ți-am zis asta. Doamne, ce cucuie e! Băi, ești complet idiot! Și mai țipa asta în jos! Stai acolo! Așează-te, așează-te aici! Unde? Unde te duci? Unde să iau niște gheață, să iau... Îi pun eu gheața. Stai acolo. Băi, liniștiți-vă! Ține pe jos, că nu e animal! Poftim, l-am pus aici! Așa. Aurel, ești bine, Aurel? E mult mai bine decât ar merita. Așează-te pe canapea, Aurel! Te doare capul sau dinții? Îți vine să vomiți? Băi, Marius, desfăl! Îmi pare rău, dar n-am încredere. Am înțeles cu toții, ești nebun, dar desfăl! Gata! Taci din gură. Fii atentă la mine. Dacă nu te potolești și nu asculți ce spun, te leg și pe tine. Te rog, Otilia, jur pe Dumnezeu din cer că te leg dacă nu te potolești. Tu m-ai obligat să leg. Chem poliția să mă ia, mă? Chem poliția să mă ia de lângă copilul meu? Ce faci cu aia? Doamne ferește, ești incredibil! Stai jos când îți spun. Dacă te agiți, te doare mai rău. Stai cu minte. Vezi, bă, vita dracu! Vezi, bă! Te-a apucat să-mi curată! Sunt la poliție! Te-a trebuit să stăm poliția! Stai cu minte! Te-a zis să mă sun! Stai cu minte, nu te mai agita. Vrei să fii Sofia, fii măsii! N-ai fi Sofia acum! Uită-te la mine! Ești mulțumită? Pățești nasol de tot dacă nu răspunzi. Pe bune, e grav. O să plece. Nu o să plece. Mă rog, treaba ta. Păi, Marius, hai că le spun eu că... Le spun eu că a fost o glumă. Pe bune, le spun eu că... O să... Plătesc eu amenda, serios, e mai bine așa, o să vezi. Hai, mă, Marius, te rog, iartă-mă. Păi, e mult mai bine așa, dacă ies eu și le spun pe bune, nu o să... Vii cu mine până la ușă și... Nu vreau mai vorbi. Marius! Ce nu mai ține? Vai! Ce faci, Marius? Ne jucăm noi. Vai! Gata, stați acolo. Marius, ce faci? Marius, potolește-te! Coca, taci din gură, stai aici. Închid un pic. Nu este Sofia, da? Vreau să vorbesc ceva cu Otilia. Deschide ușa! Ce faci? Deschide! Stai jos, prietene. Văd că nu te potolești. Îmi pare bună, așa să văd. M-ați obligat. Voi m-ați obligat să mă zic, eu n-am ce să fac. Vreau să joc de bine până n-am mai făcut. De ce, mă? Când am făcut eu, mă, să mă striceați așa pe mine, a? De ce vreți, mă, să mă distrugeți? A? De ce vreți să mă distrugeți? De ce nu putem, mă, să ne înțelegem și noi ca oamenii? Fute-mi în gură să-i fut. Fute-mi în gură să-i fut. Pardon, iartă-mă. Marius, vreau și la text cacao. Imediat îți fac. V-ați potolit? Da, normal. Să plece poliția și plecăm și noi. Unde e poliția? E o mașină în fața blocului. Eu nu vreau să te ia și să te ducă la închisoare. Nu, iubita mea. Nu o să mă ducă. O să plece și gata. Pentru că noi nu le deschidem. Da, nu le deschidem și bem lapte cu cacao. I-ai lăsat în pace? Da, să plece Gaburi și Coca. Vreau să-mi cer scuze de la tine că s-a ajuns atât de departe, dar pur și simplu, crede-mă, n-am avut nicio vină. Dacă așteptai după ce a zis Aurel, nu e așa mare nenorocire. E poate că dacă îmi vorbea frumos, așteptam. Și de ce să aștept eu pe timpul meu? Ca principiu. Acum, pe bune, eu mă bag în viața lor, ei de ce se bagă în a mea? Eu nu mă bag, știu că tu nu te bagi. Uite, de-aia pot să și vorbesc normal cu tine. Pot să vorbesc ca de la om la om. Nu e normal ce faci. Normal ar fi să existe înțelegeri. Eu sunt bolnavă rău, cum știi. Hai, bursucule, nu mai plânge. Mor mâine, poi mâine. Mă doare în suflet să vă las așa, dușmani. Când ați putea să fiți, mă rog, prieteni, nu că nu se poate, dar să fiți niște cunoștințe. Să aibă și fata asta o viață normală, îngerul ăsta. Exact asta mi-am dorit. Uite, Am și flori de cimitir. Știu. Iartă-mă. Iartă-mă. Dar exact asta am vrut și eu, o viață normală pentru Sofia. Dacă asta e, de ce ai recurs la bătăi și să-i legi că nu sunt, nu sunt animale? Chiar nu înțelegi că n-am avut încotro? Da, ai avut încotro, dar ziceai că ești cu budiștii, cu Dalai Lama ăsta, cu pacea, cu... Dar să știi că până și Dalai Lama recunoaște că sunt situații în care n-ai ce să faci, trebuie să folosești violența. Da, până... Și Iisus i-a biciuit pe Zarafii din templu. Tu crezi că mie îmi convine să văd așa scadan cu fetița mea? Nu fi copil tâmpit, du-te și împacă-te cu ei! Mă împac, dar mai târziu, acum nu se poate. Lasă că mă duc eu să o potolesc pe Oti. Ea o să mă creadă pentru că sunt mama ei. Știi, dar mă duci că e puțin mai târziu. Nu se poate acum, stai jos, te rog. Să știi că sunt foarte supărată pe tine. Eu am fost mereu om cu tine, cu voi toți. Știu. Așa e. Și îmi pare rău că te-am supărat, dar te rog să mă crezi că n-am ce să fac. Te rog eu, mă, nu te băga. Vreau cacao. Hai că-ți fac și cacao. Coca, da. Ies un pic, te rog eu mult. O să am încredere în tine că nu ieși din camera. Uite, eu nu mai încuișa cu cheia, dar te rog eu mult de tot. Zi-mi că poți să am încredere, da? Bine, da. Du-te și împacă-te cu ei. Mă împac, dar te rog frumos să nu ieși. Hai că rezolvi lucrurile cum trebuie. De ce e mami legat așa și Aurel? Nu jucăm, iubita mea. Vă certați, ăsta nu e joc. Și mie nu-mi place jocul ăsta. Ba, nu e adevărat, ne jucăm, e un joc pentru oameni măriți. Întreabă-i și pe ei. Nu-mi place jocul ăsta, ce nu înțelegi, prostule? Ia fii atentă cum vorbești tu cu mine, că imediat te pedepsesc, s-a înțeles? Te rog să-ți ceri scuze. Îmi cer scuze. Bravo. Sofia, și un pic atentă. Sofia. Vreau să spun niște lucruri importante și vreau să fii atentă ca să le ții minte. Da? Zi. Da. Așa. M-am învățat la grădiniță, nu-i așa? Că bărbații nu pot să nască. Și asta e adevărat. Așa că pe tine te-a născut mama ta, care s-a chinuit cu tine și s-a zbătut și a făcut și cezariană și era să-și moară din cauza asta. Așa e. Numai că cât ai fost mică, eu te-am spălat și te-am putez la fund. Eu te-am plimbat cu căruciorul și eu te-am hrănit și eu te-am pus în premergător și eu m-am jucat cu tine cel mai mult. Așa. Și eu m-am trezit noaptea ca să-ți dau apă să bei atunci când ți-era sete și te-am învățat bunele maniere și eu am participat la fiecare băița ta, în mod activ, din prima zi în care te-ai născut și eu te-am învățat să numeri până la 10 și să spui poezii frumoase și să vorbești corect în limba română și eu ți-am cumpărat și jucării și hăinuțe. Sigur că s-a ocupat și mama ta de tine, e adevărat. Dar mult mai puțin decât mine. Doar câteodată. Și într-o bună zi, mama ta s-a combinat cu omul ăsta. Cu acest Aurel. Cu această zdreanță umană. S-a îndrăgostit de el, ce să-ți povestesc. De fapt, mama ta, ca să știi adevărul adevărat și dureros, dar trebuie să-l știi. Adevărul pe care eu am încercat să-l ascund până acum, pentru că am vrut să o protejez de niște minciuni ordinare. Adevărul este că mama ta... Ascultă-mă bine, mama ta e o curvă nenorocită. O curvă nenorocită, să ții bine mintea asta. Care l-a scos pe tatăl tău din casa lui și din viața ta cu ajutorul justiției și cu șpagă. Am avut și eu problemele mele, sigur că da. Pentru că nu mai găseam de lucru și eram deprimat, fiindcă nu mai puteam să fac rost de bani ca să-ți cumpăr ție toate lucrurile de care ai nevoie. Dar mama ta ce crezi că a făcut? Când a văzut că eu trec printr-o depresie majoră. Crezi că a fost lângă mine așa cum ar fi făcut orice soție iubitoare? Nu! Mămica ta m-a tratat cu sictir și m-a părăsit. Și n-a fost lângă mine cum a jurat la biserică în fața lui Dumnezeu. Nu m-ai trădat doar pe mine, l-ai trădat și pe Iisus Hristos. Tu știi, mă, ce e în sufletul meu? Câtă suferință! Tu știi cum mi se rupe mie sufletul noaptea? Când sunt departe de Sofia și vin în cap fel de gânduri și de vise. Ba că intră hoții în casă, ba că perversul ăsta intră peste copilul meu în cameră și îi face felul. Da, prietene, nu te uita la mine așa nevinovat, că știu foarte bine ce-ți poate pielea aia de pervers, sinistru, bălosule. Nu ți-e mă un pic rușine așa? Nu ți-e un pic rușine că ai stricat casa unui om nevinovat? Nu? Mă, uzurpatorule, mă. Ce e aia? Un om rău. Știi, Sofie, cine e domnul Aurel aici de față, din punctul nostru de vedere? Un boschetar fără scrupule și o javră și o târâtură, care doarme boerbibescu în căsuța noastră și în canapeaua asta pe care am cumpărat-o eu. Te simți bine aici în casă la mine, nu? Jucându-te cu fetița mea. Păi ce dracu, că ai găsit-o deja măricică. Nu mai ai nevoie să-i schimbi pampersi. Nu mai e, mă, greu să o crești, cum a fost în primii ani. Tu-s morții, mă, de clipa ăla. Bine, prietene, și ascultă-mă bine. Jur că dacă o singură dată în viața ta te mai bagi între mine și familia mea, te omor aici ca pe un pui de găină, auzi? Mă jur pe aceam mai sfânt că dacă aud că te-ai atins de un fir de păr din capul Sofiei sau al lui Oti, eu vin la tine și stai de regata mea, s-a înțeles? E clar? Zi! Și mai vreau să știi, Sofia, că orice nevoie ar avea, că cu orice problemă ai avea, eu sunt aici. Dacă ai nevoie de ajutor, eu te ajut. Da? Știi cum o să facem? O să ne cumpărăm un telefon mobil. Vrei un telefon mobil? O să-ți iau un telefon mobil, doar al tău, ca să mă sun când ai nevoie de mine și eu vin. Da? Tu suni și tata apare. Și vreau să mai știți că eu, dacă am acceptat să fiu divorțat de Otilia, eu nu accept să fiu divorțat și de Sofia. Să vă băgați bine asta în cap acum și în vecii vecilor, amin. Mami, vreau cacao. Dar vreau de la mami. Tu ai stricat toate astea pe aici. Pe toate le-ai stricat. Da. Asta e aici. Atunci trebuie să ne cumpere altele. O să vă cumpăr. Dar când? Când iau salariul. De ce plângi? Asta e bună? Da. Ia uite, asta nu mai merge. Nu, e stricat. Și oricum, mami l-a stricat. E bine că l-am cumpărat eu ca să-l strice alții. Încet, încet. E bună? Da. Sofia, vreau să-ți mai spun ceva între patru ochi. Patru ochi? Da. Doi și cu doi, ai mei și ai tăi. În primul rând, vreau să știi că nimeni pe lumea asta nu poate să te iubească mai mult decât te iubesc eu. E clar? Nici mami? Nimeni. Nici Bursucu? Nu. Așa. Și în al doilea rând, vreau să știi că atunci când o să faci 10 ani, nu mai mult, cam 5 ani, eu o să redeschid procesul și tu o să poți să vii și să le spui tuturor că vrei să locuiești cu mine, da? Ce zici? Eu vreau să rămân aici, cu mami, cu Aurel și cu Bursucu. Păi o să le vizităm și pe mami și pe Bursucu și ele o să ne facă vizite, dar tu o să stai cu mine și acolo o să ne distrăm împreună și o să ne jucăm toată ziua. Și o să poți să faci ce vrei tu. Dar eu nu vreau. Să mai vorbim mai. O să fii în și o să vezi lucrurile altfel, da? Sofie, stai un pic cu minte aici, da? Nu se te crede. Ce glumă. Nu am încredere în voi. Stai aici. Fii atentă. Nu merg până la 100, da? Da. Deci pe urmă te duci și o deschizi pe Bursucu, auzi? Bine. Bani nu mai dai? Fii atentă, asta 100 de lei. Nu, ce bani buni. Păi da, ca să ai și tu banii tăi. Tu pleci acum? Nu, mă duc aici până la baie. Da? S-o deschizi pe Bursucu, auzi? Auzi? Da, te iubesc. Să rămână, nu vă spălați, puteți, vă... Doamna Iacob! Doamna Iacob, mă auziți? Vă rog frumos, chemați pe cineva! Ajută! Nici tașită, ce s-a întâmplat? Nimic. Cineva? Ce? Nu, un accident. Să rămână, vă rog eu, mă puteți să-mi dați și mie un plasture pentru arcada asta, cred că s-a spart arcada. Mami! Mami, urgență extrem de gravă! Vine mama acum. Da, să rămână, mersi. Mami! Și naturale. Uite. Aolea. Cred că s-a spart arcada. Ce ați pățit? V-ați bătut cu cineva? Nu, m-am împiedicat pe scări, am căzut. Adică, am căzut cu bicicleta. Căream bicicleta și m-am împiedicat și cred că am dat cu capul de balustradă sau de ceva. Ia-ți-le puțin ajutor. Păi nu, te ajut eu pe tine. Ce ați pățit? Un accident. Ia ucide nenorocit. Nu, vă rog frumos, mai spate că nu este în atribuția dumneavoastră. Să știți că trebuie să mergeți la spital să vă pase. Eu nu pot decât să vă curăț un pic. Un calmant, vă cam tremură mâinile. Nu o să rămână. Ține, ține. Puțină apă, dacă aveți, aș bea un pic de apă. Aduci tu un pahar cu apă. Păi nu-i aduc eu. Ea trebuie să țineți puțin aici. Da. Mai bine. Mai sus, puțin mult. Așa, bravo. Faci acum și faci. Imediat. Nu mai puțin. Stați puțin așa. Ai. Trebuie neapărat să mergeți la spital. Da. Gata, gata. Că mi-a intrat în ochi. Uite, nu-l faci apărat. E tot în regulă? Aduci cumva o țigară adevărată? Da, cum sunt? Ha! Scoală-te, Lazare, și umblă. Mersi.